rugăciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan Citir. Minunată este sărbătoarea Învierii, pe care, de fapt, noi o trăim în tot anul. Când spun tot anul, nu mai în fiecare an, ci, de fapt, pe tot parcursul anului. Săptămâna Luminată este marcată, în mod deosebit, de slujbele speciale cu canonul Învierii, cu toate celelalte cântări ale Învierii. Dar, de fapt, noi tot anul am putea spune Hristos a înviat. Și ne aducem aminte de Sfântul Serafim de Saro, care oricând îi întâmpina pe cei care veneau la el cu aceste cuvinte: bucuria mea, Hristos a înviat. Adevărul că Hristos a înviat nu este un adevăr teoretic. Hristos a înviat și toată creatura, toată făptura s-a înnoit. Hristos cel înviat este titorul noii creații. Creația se naște din nou în Hristos. Iar noi înșine suntem Fiii lui Dumnezeu, născuți din cer, născuți de sus, născuți de Dumnezeu prin Hristos cel preamărit, prin lucrarea sa mântuitoare, încununată de învierea de morți și de înălțarea la ceruri. Hristos este Adam cel de pe urmă, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Adam cel esatologic, care stă la începutul noii creații. Mântuitorul a vorbit despre paringenesia, de nașterea din nou a lumii, care se petrece prin lucrarea Lui. Când spune Hristos,
de fapt această nouă creație care este împărăția sa. Și biserica este cea care se realizează ca noua creație. În discuțiile teologilor s-a pus această temă. Știm foarte clar că Hristos a întemeiat biserica. Că El este capul bisericii. Pe de altă parte, Mântuitorul definește toată lucrarea sa de înnoire a creației prin expresia împărăția lui Dumnezeu. Care este raportul exact între biserică și împărăția lui Dumnezeu? Răspunsul este că biserica este cea care vestește și care realizează împărăția lui Dumnezeu. Am auzit în Evanghelia de astăzi, de la Ioan capitolul 3, acest cuvânt al lui Ioan Botezătorul, pe care de fapt Sfântul Ioan Evanghelistul, când scrie Evanghelia, și îl asumă ca un adevăr pe care biserica îl mărturisește întotdeauna. Ioan precizează care este de fapt misiunea lui. Și el afirmă că nu este Mesia. Și o spune repetat în Evanghelia de la Ioan. Dar am auzit și acest cuvânt pe care Sfântul Ioan a spus: cel ce are mireasă este mire, iar prietenul mirului care stă și ascultă pe mire se bucură cu bucurie de glasul lui, de glasul mirului. Ioan 3:29. Cel ce are mireasă este mire. Adică Hristos este mirele. El are mireasă. Ioan este numai prietenul mirului. Noi nu putem vorbi de o biserică a lui Ioan Botezătorul. E adevărat că a existat în cursul istoriei și o sectă a lui Ioan Botezătorul, care a fost reluată în forme diferite până în vremuri târzii. În Mesopotamia, în Iranul de astăzi, a existat o sectă a lui Ioan Botezătorul până în Evul Mediu. Dar Ioan spune în răspicat, Hristos este mirele. El are mireasă. Are mireasă. Nunta esatologică a început deja. Nunta esatologică a început din momentul în care ceasul Mântuitorului a venit. El a vorbit în repetate rânduri de ceasul lui. La nunta din Cana, Mântuitorul spune, ceasul meu n-a venit încă. Deci era un moment precis în care ceasul lui Hristos trebuia să vină. Și ceasul său a venit pe Golgota. Golgota biruitoare prin înviere. Și odată ce Hristos s-a înălțat, El și-a pregătit mireasa sa. Îndată după înălțare, a trimis pe Duhul Sfânt și biserica a luat ființă ca o realitate istorică atunci la cincizecime. Și găsim acest limbaj metaforic al mirelui și miresei în variate feluri în Sfânta Scriptură. Iar în lumina Noului Testament descoperim această exprimare metaforică chiar în Vechiul Testament. În special ne gândim la cântarea cântărilor, care este un cântec de dragoste dintre mirele Hristos și mireasa sa, biserica. În cartea Apocalipsei aflăm o taină despre această mireasă care este biserica.
În Apocalipse, capitolul 21, începând cu versetul 1, și am văzut cer nou și pământ nou, că cerul cel dintâi și pământul cel dintâi au trecut și marea nu mai este. Și am văzut cetatea sfântă nouă Ierusalim, pogorându-se din cer, de la Dumnezeu, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirile ei. Și am auzit din tron un glas puternic care zicea, iată cortul lui Dumnezeu este cu oamenii și El va sărăjui cu ei și ei vor fi poporul lui și însuși Dumnezeu va fi cu ei. Și va șterge orice lacrimă din ochii lor și moarte nu va mai fi. Nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, că cele din tâi au trecut. Și cel și de pe tron a gri, iată, noi le facem pe toate. Suntem în momentul împlinirii lucrării de înnoire a lumii. Când mireasa coboară din cer de la Dumnezeu, e numită și cetate, e numită și mireasă, dar ea nu este creată atunci. Există. Există în cerul lui Dumnezeu. Numai că atunci se arată cu adevărată în față. Se arată ca ceea ce este cu adevărat, adică cetate sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru mirele ei. Înțelegem din această profeție, această vedenie, de fapt, cu caracter profetic, că mireasa, Ierusalimul cel de sus, se împlinește în istorie. În istorie, zi cu zi. Se împlinește prin tot ceea ce este sfânt, prin toți sfinții, prin toți cei care îl primesc pe Hristos și se unesc cu Hristos. Și atunci numai se va arăta în toată slava, în toată frumusețea, în toată desăvârșirea ei. Biserica creează sfinți.